That's all. Iulie 2022. Pescuit la răpitor. Este ora 5:00. Bună dimineața! Astăzi, 12 iulie 2022, ora 8. Ne începem ziua cu o cafeluță. A treia zi, da? A treia zi. Da, pe canalul Dunavăț, în sălbăticie. Am pus apa la fier pentru cafea. Domnul pescar pregătit aici pentru o nouă partidă de pescuit. Vă transmitem o zi frumoasă și multe gânduri bune. Ia zi, dragă! Ce să zic, așteptăm să... Să vină marea captură. Să vină peștele. A, rateu. Trebuia de prima dată. Ușor cu cafeaua. Da. Să nu lasă cu totul, da? Da, da.
frumoasă cu tot cafeluța. Da. Avem aici o bărcuță care duce tot cu 5 la oră. Cu 5 la oră că nu mai faci. Ăștia, da, de două zile se plimbă așa frumos. Și la oră pe aici? Da. Haide, Nicu! Hei! Haide că trage la asta! Da! Ai adus zarzăre? La asta din stânga! Ia uite! Ce frumos face! Haide! Încet! Ei, na! A, și nimic? Se vede zero, da? Da. Se blochează, s-a blocat. Da. 4 kg 365. Uh-huh. Și acum să vedem după ce terminăm de revișerat, cât are. Stai să fac și poză. Hei, începe curățarea peștelui, să ne pregătim de borșul de pește. Și pește prăjit, da? Vă știi ce nu e ok? Să
care e pe Caras? Bună ziua din nou, dragilor, de pe canalul Dunavăț. Astăzi, 12 iulie 2022, vrem să pregătim o ciorbă de pește, un borș de pește. Facem un borș de pește pe baltă, pe lac, în delta Dunării. Am pregătit câteva legume, acolo soțul pregătește peștele. Am pus apa la fiert pentru borșul de pește. Acolo avem legumele pe masă. O să aduci și peștele, te rog. Da, peștele evișerat, legumele pregătite. Acum, pe câte să îți dea apa locul și să punem la fiert. Da. Avem aici și mama natură cu zarzele. Uite aici pun și peștele, te rog. Imediat. Ceapă. Ardei roșu, ardei verde, cartofiori, roșii. Le pun la fiert pe toate, nu cădesc legumele. Și după aceea borșul fac cu borș. Nu pun oțet. Te-am jucut ceva acolo? Da, să ții ca tu borșul, vrei? Imediat, da. Stai puțin că... Facem frișa. Și mai pune pe puțin, da? Așa? Să nu știu. Ia, stai că vreau să mă uit dacă... Ok, e aproape de fiert. Da. O să pun de peștele. Peștele. Dacă vrei să oprești. Ce urmează? O să punem ardeiul. Ok. Vezi ce frumos. Place că... Da? Face față super. Super. Ia să încercăm un săr. Era bine dacă și mirosul se... Hey. Legumele le-am tăiat puțin mai mari. Ok, așa trebuie. Da. Lăsăm să fiarbăm. Bineînțeles, vedeta borșului.
Da, clar. Da, hai să mai curățăm usturoi. Ia că încerc să mai revin filul ăsta să văd dacă merge cu live-ul. Da. Și în cursul zilei mai sunt țânțari. Până astăzi n-au fost, dar acum s-a înnorat puțin afară și... A urat. Hei! Da, ok. Tubul de sare. Aici curățăm usturoi pentru mușdeiul de usturoi. Dragii noștri, la noi e prima dată când facem boș de pește pe canalul Dunavăț și în delta Dunării, că n-am făcut niciodată. Da. Nu, tubulețul, te rog. Tubulețul? Da. De ce? Nu are, ce are asta, acolo? Ei. E bună, mai bună. Știu ce zici, da. Aia e sare grunjoasă și o folosim la peștele care îl eviscerăm. Am venit turiști, da. De toate, de toate. Ia să vedem. Peștele a luat puțină pauză. Aici e o persoană cu două like-uri. Deci mâncăm și gătim ce ai prins. Ce am prins? Corect. Două zile și jumătate. Să arătăm și acolo un pomișor că avem sacul care punem gunoiul. Punem toate resturile. Așa cum ai spus, gunoiul. După care, la plecare, o să o ducem la Cătă Geof, ce viață frumoasă. Mulțumim. Tunderul. Mulțumim, Geo. Ce pește ați prins? Deci, caras, babușcă, roșioară, biban. Pe 23 iulie ajunge și el în zonă. Oh, mă bucur mult. E frumos. Foarte frumos canalul. Da, e pentru cine înțelege natura, că noi de-aia venim, mai stăm de vorbă cu natura. Da, exact. Te salut, Mihail. Pe 23 Mihail ajunge și el. Păi da, de el am citit. Ok. Da, Mihail. Da, dragă. Cu plăcere. Da, deci, cum spuneam, pentru cine înțelege natura, ieșiți cât mai mult în natură, natura este mama noastră, deci trebuie să conviețuim cu ea. Este zona preferată și de mine. Mă bucur mult, da. Deja suntem doi și bineînțeles că sunt mult mai mulți. Eu când am venit aici pe canal, la început acolo unde începe canalul, erau deja ocupate locurile, m-am lăsat mai în spate aici, e frumos și aici. În toată zona delta e frumos. Adevărat. S-a oprit aici, aici, da? Da, am oprit eu. Ok. Mare, mare surpriză pentru mine, pentru că nu știam că... Și fii atent, dar doar m-am gândit, zic, bă, ar fi mers o țuică. Vezi cum... S-aranjează? Da, doar trebuie să te gândești. Da, mulțumesc. Oh, super. Funcționează, funcționează. Încercați și o să vedeți că sunteți foarte, o să rămâneți surprinși. O să reușiți. Da.
încercați, pentru că trebuie doar să vă doriți, dorințele se împlinesc. Adevărat. Deci am adăugat și cartofii la borș. La borș acolo. Mai rămâne acum să punem peștele. Peștele, borșul. Borșul și... și cu sarea să... Între timp o să facem mușdeiul. Da. Cred că o să particip la treaba asta, că bun, șeful bucătar o să mă... O să te pună la... La bătut usturoiul? Ce că mă pice la bătaie, dai ce mă, să bat usturoiul. Adevărat. Da. Măi, fugi de aici, că n-ai voie. O să... În continuare, pentru borșul de pește, este în lucru acum mușdeiul de usturoi, da, care deja e la final. Urmează să adăugăm peștele și borșul. Și o să ne apucăm de... Începe să cam... să face spațiu, știi? Da. Da. De la micul dejun până acum? Am băgat cât... un pic de întăritor și văd că... Cât e ceasul? Ia vezi. Imediat. Da, și începe acum operațiunea peștelui în ciorbă. Te ajut? Nu, cred că nu. E perfect așa. Cantitatea asta de ciorbiță pentru noi, oh, oh. Da, e superbă. E suficient. E suficientă, da. Da, dragă. Acestea fiind spuse și făcute, vă dorim poftă bună și fire întinse tuturor pescarilor. Da. Final, borș de pește. Trecem la servirea mesei. Vă dorim toate cele bune. Poftă bună! Și poftă bună tuturor! Fire întinse de pește! Super carat! Ține-l bine! Upsa! Ușor, tata, ușor! Calmează-te ușor! Gat, bravo! Pune-i la rășinouă. Da. La boabă de silicon. Bravo. Așa arată bobița. Mai jos, așa. Pe montură de feeder. Ia, aici nu văd. Și carasul arată-l. Imediat. Un nadă de la grasul, se știe. Păi de 3 zile. Un nada de la grasu. Avem nada de la grasu de când tot. Mai jos, puțin, atât. E bine. Da, stai puțin. Yes. Bravo.
a treia seară în delta Dunării, pe canalul Dunăvăț. Filmăm apusul. Da. În așa semne, a? Da. Mamă, ce frumos! Au început în țari. Să veniți pregătiți cu spray-uri, cu creme pentru țânțari, că dimineața și seara sunt obraznici.
Bună dimineața la domn pescar! Bună dimineața, dragilor! Astăzi este miercuri. Am slabă activitate. Da, de ieri și până acum nimic. Dar așa e pescuit. Corect. Mai sunt și zile de astea. Foarte adevărat. Foarte, foarte adevărat. Dar ne bucurăm de natură. Treisprezece iulie 2022. Ora 5:55, astăzi 13 iulie 2022, încă o nouă zi în delta Dunării, pe canalul Dunăvăț. Țânțarii. Ia uite-le. Aprinde două de alea. Da, așa și așa. Au început sacurile la ele, dar... Trebuie să intre și carasul, nu? Sigur. Carasul, crapul? Păi...